like a Hellcat. Bună tuturor, eu sunt Gamerla și bine v-am găsit la un nou episod. Ăsta este episodul 2 din Royal SMP. Am văzut că v-a plăcut destul de mult celălalt episod. O să încerc să fac episoade zilnice și live-uri când mai merg la minat. Acum am fost la minat off-camera. Am astea 15 bucăți de iron, nu am minat foarte mult. Am găsit un dungeon în care am luat music discurile și redstone dust-ul. Și când veneam din sat, l-am găsit pe micuțul ăsta, pentru care vreau să lăsați nume în comentarii. Și... ce naiba voiam să zic? Stai că am uitat ce voiam să zic, mai intelectual așa de-n fire. După episodul trecut, în timp ce editam, am uitat să închid Minecraft-ul și am rămas AFK unde am închis, chiar aici, și m-au omorât un zombie și mi s-au despăunat itemele. Așa că nu a fost mare pierdere, dar am pierdut câte ceva. Am făcut stone cutter-ul ăsta și scările astea în mină, pentru că am minat puțin și mă enerva. Și ce aș vrea să facem în episodul de astăzi este să facem mai multe de-astea, mai multe țarcuri de-astea pentru animale. Hai să dăm astea la vaci să mulțească acolo. Să culegem din fermă. Uite acolo. Să culegem uitul și morcovi. Așa de început de episod. Ui, nu-i mânca, mă. Ok. Și astea sidurile, if posibil. Ok. Avem morcov, avem seed, avem wheat. Putem să facem ferme de toate animalele. Hai să înmulțim încă un pic vacile. Tu, hai, mulțiți-vă, băgați-vă voi. Băgați copii. Ok, avem groapa asta cu găinile. Să mai facem repede o groapă pentru porci și una pentru oi. Ca să fim siguri că avem animalele înainte să facem țarcurile. Pic. Ok, acum hai să luăm porcii și să mergem pe calul pe care l-am luat. Pentru că de-aia m-am dus în direcția celălalt village să caut cai. N-am omorât măgarul, e rămas pe acolo. Dar... Nu era mare chestie măgarul ăla și trebuia un cal mai rapid. Asta e cel mai bun pe care l-am găsit. Îmi place că l-am găsit așa alb și am găsit armura în chestul din dungeon. O să dăm equip la morcovi. Să vină porcelele după noi. Hai copchelul, hai. Hai copchelul, hai. Hai băietul. Un porc bogat. Să mai căutăm porci. Găini avem deja, o să le luăm după. Și trebuie să luăm și vacile de aici din sat. Din satul ăsta, ca să le ducem la noi la fermă. Că dacă mai țineți minte din ultimul episod care a fost, sper că după cum postez și eu, sper că a fost ieri și pentru voi și a ieșit sâmbătă episodul ăsta, adică atunci când filmez. Vreau să postez zilnic, dar nu știu dacă o să reușesc, că durează destul de mult și cu filmatul și cu editatul și cu postatul. Cu unde naiba îs porcii? Știu că vă se... Uite-l, mă! Hai că unul l-am găsit. Hai, băiatu, hai. Hai, că poți. Poți să te bag în les?
Pot. Păi hai, băiatu. Mai grăbim și noi un pic lucrurile, nu? Direcția asta era casa, parcă da. Dacă nu, cum am dat alțat. Ceea ce n-ar fi rău. Alțat mai mulți villager. Nu. Băi, eu dacă te pun în lesă, tu stai în les. Unde n-ai pasat după porc? Bă! Rasang! Hai! Dă-mi cu un porc! Te ducem ușor, că mai avem puțin până la groapă. E chiar acolo. Deja se face seară, bă, dar repede trecem. Ham porcilor, mă, ha. Hai, anul ăsta, hai. Hai. Hai, copii, copii, copii. Tot banii pe prostii. Luați Minecraft-ul la copii. Așa, și acum tu ieși din lesă. Intră în groapă, am picat și-o în groapă. A venit și ăsta după mine. Ok, luăm dirt-ul, spargem lemnul ăsta. Și punem dirt-ul înapoi. Acum să mergem repede să ne cucăm. Eventual luăm și calul. Ok. Băgăm o somn. Ok, ștergem chat-ul, că nu-i nimic important pe el. Avem 3 porci. Ceea ce e bine. Ce creeper pe aici, n-ar trebui să fie frică de pisicile din sat. Ne simtiților. Ok. Acum să mergem după oi. Avem cel puțin două din fiecare. În direcția asta nu sunt, deci știam că sunt direcția aia sigur, dar am vrut să vă știu aici. Să găsim repede niște oi, să avem acolo niște lână, că cine știe. De fapt, nu că cine știe, o să ne fie de folos la fermă de villageri. Să avem nevoie de 4 multe. Hei, încă un cuț. Mamă, al meu ești. Stai că avem 2 cuțu. Stai că avem 2 cuțu. Cuțu al meu ești. Hei, dă-mi prima. Hai să ne încercăm norocul și cu ăsta. A vrut și ăsta, dă-mi două. A, că mai găsesc acum încă un cuțu. Îl iau dă-mi prima. Ok, deci avem 2 cuțu. Trebuie să-i ducem repede la bază, că ăștia nu sunt prea prieteni cu oile. Ok, deci avem 3 căței. Lăsați nume pentru ei în comentarii și dacă sunt puține comentarii, o să le iau pe cele care îmi plac cel mai mult. Dacă sunt multe, o să scrieți nume, 2 puncte și iau eu cu random picker. Băi, tu stai mă jos, ok? Tu stai acolo și tu îl împingi pe ăla de la post, stai acolo. Ok, deci avem 3 căței. E bine.
cu să mergem să facem rost și de oi. Pare ce frumos prin apă. Vedem o pește. Ok, uite și oile. E problema ce culoare au, că putem să le colorăm. De fapt, tu, fătii albă. Mersi. Hai tu, oaia, hai tu, oaia, hai. Observă-mă. Mersi. Ok. Hai, toate oile dacă se poate. Bun. Ah, cet. Și acum e momentul pentru speed-up până ajungem la bază. Hai că v-am văzut! Rasa voastră! Hai, încărcați! Hai, trageți! Ce bun sunteți voi! Bun, facem rost de pillageri, de emeralde, de toate. Hai să băgăm raid în satul ăla, că știu că am securizat villagerii, deci nu-i nicio problemă. Sau putem și aici, în satul ăsta. Că și așa nu mai sunt villager pe aici, n-au ce să-i facă. Hai dat, bagă raid. Să te văd. Ah, da, mergi. Asta mă, Tegmen. Uite, tu spur clopotul. Coplotul. Atunci hai să facem raid acolo, în village-ul ăla, că sunt securizați villagerii, nu cred că-i pierd. Pregătiți, boys! Hai cu raid-ul, jură-te. Bă băiete, bagă-te bă băiete în casă. Că-i serios. Bă, și tu? Tu de unde ieși, mă? Hai că i-am auzit de după aici de undeva. Ala-i! Iargă după cineva. Bă, de unde ați ieșit atâția, mă? Villager de-aștia. Eu știu că v-am băgat pe toți în cas. Asta voastră. Cum nu mai sunteți în casă, nu vă mai place cu blocul. La ușă. A, mă, că ești tu priceput. Unde-i coplotul? Dă-i de coplot. Da, tu și tu. Așa. Și tu, rasa mătii, intrăm într-o casă. Da? Ce pana mea faci tu, mă? Ce faci tu, mă? Bă, nebună, mă. Stai tu cu minte. Hei! Nice!
Da, copă bune, unde-i piligerii? Unde-s, mă? Unde-s Zegi? Unde-s Zegi? Da, hai, intră în casă! Mărți, mă, te intră, mă, în casă! Unu acolo, unu acolo, bă, fermă de villager pot să fac, nu-i problema, am doi. Să fufuie liniștit. Unde-s, mă, piligerii? Piligerii, băieții răi, uite-i, mă, unde dracu veniți? Ăștia vin de acasă, de la mine. Dă-i parte. A, mă, mori, mori, ești tu șmecher, mă. Dicule, hai repede că-ți vezi spawnează itemele. Dacă ăla are topor. Și toporul nu-i dă bine toporul. Așa, cum să ajung la cas. Ok, vin așa pe ăsta. Ciordesc itemele din zbor. Mă bag repede aici după căsuță. Boom! Bau! Bau! Uf! Bam! Sar pe aici, vin așa. Dăm echip la scut. Na, mă, că sunteți voi șmecheri cu arbaletele, mă! Bă, mai sunteți voi șmecheri, mă? Nu mai sunteți șmecheri! Ce, tu nici nu știi ce aia să fii șmecher? Hai, mă, trage! Vezi, mă, că ești prost! Hai, și tu! Vezi, mă, și tu că ești prost, nu știi să tragi? Tragi în scut că ești cupălit. Te doare viață. Uită-te și tu că mă faci să dau un calul meu. Rasa, măti. O, ia hai să te văd, mă. Ia hai să te văd, mă. Ia hai, mă, să te văd acu. Ai că-l nimeresc. Și ăștia ce au țint așa de bună, mă, cu toporul? Hm? Doresc să mi se spună. La în spart. Și ăsta, hai băiatul. Hai băiatul, hai băiatul, hai băiatul, hai băiatul, hai că ești tu șmecher. Hai că ai fost șmecher. Ce să-ți fac? Ok, ăsta se panichează acolo în casă, eu mă duc să-mi iau calul înapoi, că rămân dracu fără el. Câtă viață ai, șaule? Full, e bine. În direcția asta s-auzi și. Ai rângoale, mu? Tu ce pula mea faci? Hai că da, ce v-ați auzit? Nu mă mai mințiți voi pe mine. Unde dracu veniți? A? Ia, ia. Ia, de unde veniți, mă? De unde? A? A? De unde veniți, mă? Aaa, acum nu vă speriați că sunteți voi mari șmecheri. Nică s-au speriat nebunii. Nu sunt niciun caz pe aproape. I-am văzut. Mă găui. Nu-mi zic că stai petrol că murders. E mișto. Să fac rost de Bad Omen. Timp ce mă bat în raid. Să fac raid în raid. Va repede pe ăsta. Așa ule, că ești tu șmecher. Aaaa, mă, ești tu șmecher. Bă, care dai, mă?
Stai tu cu minte, că mă bag cu Ravager. Îl bate frunzele. L-am spart, nu mai știe cum îl cheamă. Și restul? Restul unde sunt aia doi? Că la vânătoare nu prea-i văd. N-am? Na, hai, fiți șmecheri, că am pișat partileria voastră grea. Până mă bați tu pe mine, te bate creeper-ul pe tine. Aha. Mersi, nenea creeper. Victorie! Ai, tat! Poate să ți-l ucid ăștia acum cu petărzi în casă. Ar fi ceva. Bă, Hero of the City la loc. Nice. Mie îmi place, mie îmi convine. Cu hai la loc acasă. Cotro era acasă. Parcă panci. Acolo, mă. Gata, mă, mi-am amintit. Cu simțul meu dezvoltat de orientare. Mă orientez mai praf decât un pește într-un acvariu. Mamă, ce-am sărit peste săgeata aia. Hai băietul, hai, hai băietul. Hai că poți, unde-i lesa. Hai băietul, fă-te încoa. Că până trage ta mine mă piși pe el. Hai că ai tras, ce să-ți fac. S-a fucundat și el. Mi se cam duce sabia. Ok, boom, beau, puf, stai legat aici și eu mă bag la culcare. Clar nu ce-am plănuit. Oricum, să vedem. Ce avem ferma de vaci aici. Merge una aici, una aici. Una, hai să zicem, așa aici. Și poate una aici. Ok, deci avem găinile, avem porcii. Hai să începem cu țarcul pentru porci, dar pentru asta am nevoie să-mi iau materialele mai întâi. Mor de foame. Să punem witch head-ul ăsta aici, că noi suntem vrăjitoare. Uite, pula, și mi spai. Ok, bag niște mâncare în mine. Că, na, aur n-am momentan să fac mai mulți golden carrot. Trebuie să dau de diamond și de nether. Și să conectez la nether hub portalul meu. Ok. Primul lucru, facem așa ceva și suntem gata. Ok, deci. Fără deci. Unde ar merge? Uite, primul fac aici. Am nevoie de sticuri. Ok, mai facem niște lemn. Așa. Boom, boom. De ce fac mereu asta? Ok, facem 15 garduri. Aici o să fac de 3 intrarea.
Și în rest o să fie același design. Ok, deci facem intrarea așa. Formă avem în colțuri. Îmi place cum țarcul de găini e mai mare decât ăla de vaci. Chiar îmi place. Place cum încinci una și tu, băi. Acum cu semințele, hai să le mulți. Opa, încă o găină de băga la colecție. Dar oricum găinile se mulțesc destul de repede. Și sunt și foarte common, cel puțin pe aici am văzut o grămadă. Deci, oricum, o să fie mult mai multe decât vacile și dropează și ouă, dropează și pene, dropează și carne, ceea ce e bine că ne ajută în mai multe chestii, așa că poate merită un de ăsta mai mare. Nu știu. Ah, faceți copchii. Ok, am terminat și ferma pentru porci. Acum n-am luat oile. Așa că mai întâi scoatem porci din groapă și după în groapa asta o să punem oile. Morcovii. Hai. Cas. O să fac imediat gate-ul. Zis că ar fi mai bine. Bă, hai, intrați. Am zis că cel mai bine ar fi să fac pe... nu pe timelapse. La fix dunghi. Ok, gata și cu ferma de porci. Cu ar trebui să mai facem doar ferma de oi. Ok, acum că am terminat și podul, ar fi timpul să încheiem și acest episod. Eu am fost Gamerla și ne vom vedea data viitoare.